Because some things are just worth fighting for. Salutări, oameni buni, Warbringer aici cu sub, negăz. A venit vacanța. Suntem în vacanța de iarnă. Crăciunul e și el aici. Și între toate nebunei din casă, femei care trebuie să facă mâncare, urlă că ce, că nu-i curat, că aspiră. Am zis că îmi găsesc timp și vă aduc și vouă un pack de Crăciun cu meciuri ale jucătorilor pro. N-am uitat nici de cei care au trimis replay-uri. Mi-a plăcut replay-ul lui Imbalanced, care ce am trimis și eu replay-ul ăsta, că vreau și eu să mă văd pe site acolo la voi, what the fuck, man. Și vom vedea ce putem să facem în această privință. Mă nebunesc și cei de la Company of Heroes care nu și-au mai primit un cast din vară sau toamnă, ce Dumnezeu a fost. Însă, a trebuit să rezolvăm și acolo problema. Vine și un concurs după Crăciun. Știu că am tot zis, dar am avut de lucru la mini-site-ul pentru el. Trebuie să vorbești cu echipele de casteri. În fine, nu ne mai lamentăm atâta pe casturi și așa mai departe. O să vedeți acolo pe site ce și cum. Bun, ce avem în primul match, sau mai bine zis în primul pack de Crăciun? Îl avem pe TSL Ragnarok, sau mai bine zis pe Domnul Polt versus Azubu Violet pe Daybreak. Un matchup care cred că va încânta multă lume, un TVZ și tocmai am terminat de comment center first. Tocmai am terminat, sincer la finale nici nu m-am mai uitat când a venit vorba de Home Story Cup, pentru că atunci când am văzut că sunt 4 zergi, am zis what the fuck is going on, man. Și pur și simplu am refuzat să mă mai uit. Haideți să vedem ce o să iasă aici pe Daybreak. Domnul Polt deschide cu Command Center first, îți face wall in barracks, ok. Violet. Își ia gazul, deci vom avea parte cu lingi cu speed pe drum. Și poate și niște roaches, rămâne de văzut. Pentru că acest opening Command Center first este foarte, foarte greedy. Și zergul te poate pedepsi, având în vedere că și-a luat și gazul domnul Polt. Tot timpul trebuie să te gândești care sunt părțile slabe ale build-ului pe care îl faci sau deschiderii pe care îl faci. Trebuie să te gândești, bă, ce poate să-mi facă cu lingii, dacă te fortifici aici este kinda cool, dar dacă vor apărea și acei roaches, mărinii aia și n-ai bunker, chestii de genul ăsta, mărinii aia vor fi pur și simplu obliterați. Însă domnul Violet își bagă gazul în acest metabolic boost. Dacă v-ați uitat la Home Story Cup, ați văzut că Snoot are ceva de genul ia gaz, însă sare peste speed, optând pentru acei roaches. Aia am văzut în meciul de ZVZ din partea lui. Însă domnul Polt momentan are nicio grijă și a ridicat Command Center. L-a scautat acest hedge din partea lui din partea lui Violet și hotărăște să-și ridice Command Center din main și să-l pună la naturală. Și mai merge cu un fast third aici, un third command center pentru domnul Polt, foarte, foarte greedy stilul ăsta de joc, însă îți va permite să stai, să zic așa, la egalitate, normal, cu ajutorul acelor miuli, cu domnul Zerg, care poate să producă, bine știți, dacă are 10 larvă, scoate 10 drone odată, însă să vedem dacă domnul Violet va, nu știu pe cine Dumnezeu tragă ăștia, va scauta acest cel de-al treilea command center, să-i spun așa. Oricum acest de-al treilea command center, tăceți, mă, nu mai trageți după supply depot, vă rog eu. Acest command center va fi folosit pentru a putea să satureze această linie de mineral de la naturală. Și Polt! Cât pe aici să intre acei lingi în main. Însă Polt pe fază și primii doi Hellions pe hartă. Între timp, Zergul își ia cea de-a treia bază, un pic ca și match-up-ul de
PVZ, însă acolo, cum să zic eu, zergii se află în lumea lor, da? Pentru că știu că nu pot să pună, adică nu vor fi supuși unei presiuni foarte, foarte mari. Totul este delayed cu, cu acel opening din partea protoșilor, gazul se ia târziu, cybercore-ul, gate-urile. Deci ceva trebuie să se facă cu match-up-ul ăla. Da, și mari, mari surprize, Blue Flame Aliens acum pentru pot. Multe surprize la acel Home Story Cup, sincer să fiu, Marine King Prime eliminat, MM eliminat. Ce corean mi-era? Bine, MC, da. MC, nu știu ce caută prin Europa aici, și-a cam ieșit din mână, da? Mi-a plăcut foarte, foarte mult meciul între Grabi și domnul Kez, acel Best of 3. Ce meci de final a fost ăla? Ce meci de final a fost ăla? Și pe cuvântul meu că țineam cu Protoss, nu știu de ce. Și Kaz nu este genul ăla de individ foarte, foarte ok. Dacă l-ați auzit pe Sochi ce zicea de el, că spunea că e un whiny bitch, chestie care am văzut-o și eu pe stream-ul lui, se supără foarte repede când pierde, deci parcă ar trebui să câștige. Linge ăștia o să intre un pic în linia minerale, însă sunt 4 elioane acolo, vor putea să-și facă treaba. Yep. Și între timp cu 6 Hellions, Polt pune presiune pe third-ul lui Violet, unități din partea Zergului, sunt 16 lingi, nu va putea să facă nimic, dar și aceste elioane o să... din 10 Roaches și o să poată să-și facă treaba. Blue Flame Hellion acum arătat de către Polt, apare Queen-ul ăsta care, sincer, nu dorește să fie în această zonă. Holy shit, câte helioane are Polt, pentru mine Dumnezeu, sunt 13 helioane aici din partea teranului. Iar Spinecrawl ăsta va cădea între timp, ce avem aici, un trender de Zerglinj. Iar acești roaches împing helioanele, să vedem dacă Polt va trebui să vină să-și apere acel command center. Sau să, are și un siege tank aici, it's ok. Și va trebui să aibă mare, mare grijă Zergul cu acești roaches, pentru că în momentul în care va hotărâ să plece cu ei, aceste elioane vor atenta la siguranța dronelor. Pe bara de producție, Sishtek, Steam și plus 1 pentru infanterie. Deci follow-up-ul este în Bioku Tank, da, sau Marine Tank pentru Polt. Și aici lingi ăștia vor fi prăjiți urât de tot și foarte frumos. A venit și de sus și de jos cu aceste helioane și lingii ăștia săraci au fost obliterați complet. Între timp, player terminat pentru domnul Violet și linia asta de minerale începe să arate, ce să mai arată deja excelent, ca și saturație, la fel și asta. Deci Zergul is ok, a încercat Polt ceva, însă nu a ieșit, a investit și o căruță de resurse în aceste helioane, a distrus niște lingi acolo, însă 7 SCV a distrus Violet, 1 SCV a distrus Paul. Deci o investiție masivă în aceste eloane care nu au făcut mai nimic. Plus că a băgat și în acel Blue Flame. Și roachii ăștia au fost scoși acolo pur pe măsuri defensive, da? După cum ne vedeți, Zergul nu mai insistă cu acești roachii. Altceva momentan, upgrade-uri la greu, avem Pathogen Glands pentru domnul Polt. Polt să facă Pathogen Glands, frate, aia ar fi ceva. Și mai bagă încă 8 roaches acolo, am prins cu coada ochiului. Pe bara de producție pentru teran se bagă puternic pe Siege Tank, urmă Rodări, plus 2 început. Cred că a căzut acel overlord care era prin zona asta exact, după urmă am prins numai... Așa. Și cred că domnul Paul se pregătește, încerci sigur să iasă aici pe mijlocul hărții, să-și asigure poziția pentru a-și lua cea de-a patra batrâne de văzut. Doi roaches care reușesc să distrugă un helion, două helioane. Și mai apar și acești lingi. Ar fi mare păcat să pierde aceste helioane Paul, și cred că le va pierde, pentru că Violet a venit cu tot ce a avut acolo.
și a pierdut domnul Polt toate helioanele. Haideți să vedem dacă mai are ceva. Nu, mai sunt 8. Mai sunt 8 helioane. Mi-aș dori să văd unde aici. Ok. Însă Violet începe să pună și de spiră și trece și la Hive. Începe să facă încă 22 de Zerglings, Burrow, Centrifugal Hooks pentru acei Banings. So, încet încet și sigur se apropie de, sau mă rog, se pregătește pentru acel late game scenario. În timp ce Polt are și Marauder pentru că a văzut acei Roaches, însă va trebui să dea un scan, să afle timingul acest layer și layer, doamne, Hive. Niște Banings morfându-se aici. Tankurile astea sunt pe siege, însă hai să vedem cum va ieși Polt. E frumos, trimite niște scouts să vadă exact ce l-așteaptă. Însă nu știe, sau hai să vedem dacă Polt a aflat, cam târziu, în fine. Hai să vedem ce o să iasă aici. Un fungal acolo. Și va reuși să-și, ăștia erau îngropați, nu pot să-mi dau seama. Va reuși să iasă pe hartă. Sau Bailingea nu-ți facă nimic. Sunt niște siege tank-uri aici care pur și simplu nu trag. Ar trebui să încerce să le aduc un pic mai în față sau să-și repoziționeze armata. Însă, într-un final, teranul va putea să iasă și să-și aducă aici un command center. Eu voi ne spuneam Greater Spire pe drum. Upgrade-uri de late game, 10 Banelings, 16 Zerglings, Crypt Spread, nu extraordinar, n-aș putea spune. Și aici un pic cam over eager domnul Polt, însă probabil că vrea să pună presiune exact acum, s-a zis înainte ca cei Broodlord sau acea armată de late game pentru Zerg, care este extraordinar de greu de învins, mai ales cu acei Infestori și Broodlords, că Raptors, etc., etc., este extraordinar de greu. Va trebui să distrugă sau să-l oblige pe Zerg să investească acele resurse în unități cu care să se apere. Hai să vedem dacă va reuși asta domnul Polt. Frumoasă poziție aici pe high ground la aceste siege tank-uri, însă nu sunt foarte multe trupe de infanteri, asta e marea problemă. Și tankurile alea fără suport de marine și de marauder sunt cam gata. Și doamne, holy shit! No support aici pentru Paul, the swarm is coming in. Să vedem ce va mai rămâne din armata lui Paul, nimic. Nimic. Foarte, foarte frumos jucat aici de către Violet și un pic nerăbdător Polt. Cred că orice teran și orice protos este nerăbdător atunci când vede că s-a ajuns la acel hive. Și iarăși trebuie să mă pun pe busy, goddammit, tot timpul să fac chestia asta. Da. Însă Polt și-a luat cea de-a patra bază și va încerca să facă un drop acum. Vrea să beneficieze de acel movement speed foarte greu al acelor Broodlords, însă Violet încă mai are compoziția aceasta de Lynch și Roaches, care este una foarte, foarte rapidă, poate să răspundă acolo unde vrea, când vrea, într-un timp foarte, foarte scurt cu această compoziție de armată. Iar dropul ăsta se apropie, avem aici un Spinecrawler care face spot la acest Medivac, să vedem dacă Violet a văzut exact, imediat se îndreaptă sau trimite o mână de Lynch, foarte frumos. Niciodată nu vrei să pleci cu toată armata, iar Polt va fi întâmpinat. Ar trebui să oprească dropul ăsta, de-abia acum. O căruță de overlords aici, este toată, aproape toată ferma de supply pentru Violet. Și în acest timp cu dropul ăla câștigă timp pentru a-și aduce armata aici iarăși în aceeași poziție în care a fost acum câteva minute. Însă Broodlordsii sunt 6 la număr și fungaluri și doamne Dumnezeule, nu există vikingi deloc pentru domnul Polt. Supply-ul arată bine, 176 la 197, adică când zic bine nu e ceva de genul 125 la 197, însă dacă Polt nu va avea grijă, vom ajunge în această situație de supply-uri de o discrepanță îngrozitoare. Iar Broodlords ăștia, damn,
Gonna be nasty. Singura șansă pe care are domnul Polt pentru a-și duce, pentru a-și aduce la zi numărul de vikingi este să facă drop-uri. Să facă drop-uri și să încerce să mai curețe din compoziția asta rapidă de răspuns a lui, a lui Violet, să-l alerge pe Zerg, pe toată harta cu trupe care sunt încete, da? Haideți să vedem dacă va reuși acest lucru. Cam asta trebuie făcut și în matchup-ul de PvZ cu acel WordPress Harass, pentru că normal încerci sau poate nu încerci proto și jucând acel Forge Fest Expand cam își întârzie multe chestii, mult tech. Așa că atunci când apar acei Bloodroads vei pur și simplu să câștigi timp, da? Pentru a putea aduce acel Mother și etc. etc. Însă Violet nu mai așteaptă să pleacă 178 la 183, Fungal masiv acolo, tankurile nu sunt în siege și da, dacă ar fi fost în siege ar fi fost și mai rău, pentru că ar fi făcut splash damage pe acei mărini care sunt basically trupele de sacrificiu acum pentru domnul Polt. Însă avem aici 6 vikingi, ori trebuie să se rupte cu acei Corruptor în timp ce trupele de infanterie terane încearcă din răzputeri să scape de fangăluri, să bată acei infestori și apoi Broodlords ia să fie ușor de ucis. Însă, Doamne Dumnezeule, 119 supply la 191, vikingii cad și ei, și aici o mână de mărini încearcă să facă ceva, însă sunt prea puțini mărini, 18 mărini, 4 sau 3 vikingi, 2 medivecuri, nu arată deloc bine aici pentru Polt, arată deloc bine, și supply 200 pentru domnul Violet. Drop masiv de miul aici, e gata, prieteni, primul match, Daybreak Heart, să zic așa, cum Shakura Splato favorizează teranul, da, Daybreak-ul, spun eu că este o hartă care favorizează masiv Zerg-ul. Și am văzut acolo pe Gosu Gamers, nu mai am ce să comentez sincer aici, pentru că dacă Zergul a ajuns până aici, da, se dă și GG-ul. Mai stăm un pic să vedem exact ce se întâmplă, da. Vreau să zic că m-am intrat astăzi dimineață pe Gosu Gamers să văd exact ce se mai întâmplă și Andrei, du-te și citește știrile de acolo. Cei de la Blizzard au... vor băga, de fapt, încă două hărți și vor scoate Tal'Darim și încă una. Sper că nu Shakura Splato, am uitat care. Dar știu că Tal'Darim sigur o scot. Și vor băga două hărți noi, da? Ideea care, deja cum am spus-o clar, nu mai joc altceva decât StarCraft 2, deja încep să mă uit și la hărți, să văd exact cum arată ca și materie de expand-uri, da? Vreau să știu cât de ușor pot să-mi apăr bazele, cât de ușor pot să le iau. Dacă sunt ușor de luate, mă risc la niște build-uri cu niște build-uri greedy. Și uitându-mă pe cele hărți, într-adevăr, Blizzard dorește să aibă parte jucătorii de meciuri lungi. Meciuri lungi care nu neapărat înseamnă meciuri care vor fi agresive, da? Se prea poate să ai un match de macro în care totul se va determina cu o singură bătălie și multă lume spune că nu asta e direcția, adică ok, hai să avem și meciuri din astea sau hărți pentru așa ceva, dar frate, adune înapoi ceva gen Selnaga Caverns, adune înapoi ceva cum Dumnezeu se cheamă hartea super mică, îmi scapă, dar dacă ați jucat StarCraft știți de care zic. Nu ne obligați să jucăm numai meciurile astea lungi. Mie sincer îmi plac meciurile lungi, dar și să facem drop-uri, să fim agresivi, asta depinde de jucător, de la jucător la jucător. Da, prieteni, ăsta a fost primul meci între Polt și Violet pe Daybreak. Meciurile sunt de la IPL 5, dacă nu mă înșel. So, dacă nu le-ai prins, ai ocazia să le faci aici în acest pack de Crăciun. Mai avem încă multe meciuri. Nu numai cu Polt, însă până la următoarea confruntare între acești doi coreeni, Orbinger vă salută. Am început eu mai încet, e primul caz după ceva timp, însă vă garantez că până la sfârșit mă încălzesc așa și o să iasă show de show. Bine, prieteni, cam atât din partea mea, toate cele bune, ciao, ciao!